consecutive fără victorie. Acum spuneam, are 6, începe așadar această partidă. Antrenorul gazdelor, Eugen Nagoe, este suspendat. Eugen Beza este trecut pe foaia oficială de joc, doar de control, la mare distanță. Preluarea lui Omrani, n-a fost offside. Omrani! Gol! Gol CFR, minutul 79. Bilel Omrani deschide scorul la Sibiu, dar se simplifică mult la această reușită a lui Bilel Omrani, poziție regulamentară a lui Omrani. Știe foarte bine să bată pasul la offside făcut de adversari. Și din nou atacul sibienilor. De această dată, Dumitriu, șutul este și e penalti, e penalti. Execută Petrișor Petrescu. Petrișor Petrescu înscrie 1-1. Se ferește Pașcanu, dar mingea lovește în mână, care rămâne depărtată de corp. N-a fost, să spunem, o execuție super tehnică. Nu știu dacă mai poate CFR să prindă încă un atac. Este fault, este lovitură liberă. Și ultima fază a acestei partide. Nu, este fluier de final. CFR pierde 2 puncte.